Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Persoanele care mănâncă pe stradă provoacă costuri comunității, deoarece străzile trebuie curățate apoi de grăsimea sandvișurilor, declară directorul Galeriilor Uffizi, unul dintre susținătorii inițiativei. Eu acum în Italia n-am mâncat în viața mea sandviș cu sos. Și eu de-aia sunt foarte consternat de știrea asta. Eu acum sunt chiar curios. Eu cred că e o lege anti-astea, trust. Știi ce zic? Cred că vorbesc de grăsime mai degrabă. McDonald's-astea, știi? Dar de Mac care... nu-ți curge... Ți-i scurge din gură când mănânci Mac, mă? Nu. Păi, nici mie. Dar tu ai mâncat sandvișii italiene cu sos? Nu prea mănânc sandvișuri în Italia, serios. Cum nu mănânci? Vai, pe mine m-a trimis la Florența, m-a trimis Luca să mănânc porchetta. Porchetta, tată, porchetta. De pe stradă. Da. Pe stradă, porchetta. Avem și noi acum porchetta, a apărut și pe la noi. Unde? E de tip mezel. Pe la supermarket. Se mai întâmplă, da. Mezela, e de-aia gătită. Ei, nu, atenție, ea e gătită și după aia se răcește, se taie felii, se consumă ca un mezel. Cumva. Deci, friptură rece, mă, friptura rece, friptura rece. Mezel. Eu îi zic mezel, ce pui în sandwich e mezel pentru mine. Dar ea caldă. E Dumnezeu pe pământ. Am stat la coadă, a fost bătaie. Erau niște băieți care chiar se pricepeau să facă treaba asta. Mă, îmi plouă în gură. Cu rozmarin, cu alea. Și e caldă aburind așa și stai o baghețică de-aia proaspătă care crânțăne când o tai și spune cărnița în ea. Și în rest iau toate sandvișurile cu... Lasă, mai zim de asta, aș putea să te ascult o zi vorbind de asta. Cu bresaul ăla, cu prosciutto, cu brânzeturi, nu știu, dar nu se pune sos, că n-ai, că îi strică gustul sosul. Eventual poți să pui puțin ulei de măsline, dar rămâne în pâine, nu curge pe jos în Florența. Dar bifana în Lisabona ai mâncat? N-am fost. Vai de capul meu. Este tot așa o chifluță care este ușor crocantă pe deasupra și moale și pufoasă în interior, glutinoasă, așa, știi? Da. Așa. Și înăuntru are, nu o să-ți vine să crezi, are o feliuță de carne de porc. Da. Care este prăjită. Atât. Se prăjită topește cum? În gură. Se topește în gură, uite, poate tip să grătar sau tip nu? Tigaie. Tip tigaie. Și zici, și este atât de umilă cum Dumnezeului. Băi, nu te poți opri din mâncat. Găsisem un loc mic, o bifanerie mică. Mă cunoștea deja ospătărița de acolo. Da. Îmi dădea bonus de la ea, încă o feliuță, pentru că vedea că îmi place. Eu am descoperit că Lisabona e orașul unde practic nu poți să dai greș cu mâncarea. Mă mir că Luca n-a fost acolo niciodată. Așa. Deci oriunde te duci și intri și încerci... Luca, trebuie să facem ceva. Excursie. Soartă potrivnică. Da. Îmi doresc mult să ajung acolo și cât de curând o voi face. Deci, dar până în alta să revenim la Florența. La Florența. Aparent există în Florența un așa numit fenomen al turiștilor, citez, mușcă și fugi. Masi, G4 metri. Cei care mănâncă pe stradă și murdăresc orașele turistice. Deci ăștia ca noi, mergem și mâncăm pe stradă, ne curge din gură, ne pică și fugim. Mușcăm și fugim, mușcăm și fugim. Bine. Sigur și renui de la Istanbul. Directorul galeriei, alea, stai, cum îi spune, mă, cu B, peștele ăla care se vinde pot. Îmi vine numai borec, minte, dar nu e. Aia este o porcărie, ăla este un pește pe care ei zică, sub podul ăla de la Istanbul, podul Galata. Așa, sunt niște bărci care se mișcă foarte tare și sunt niște băieți, spectacol, își țin echilibru și îți vând un pește într-o chiflă la cu grătar. Niște ceapă. Uh-huh. Și tu crezi că e peștele pescuit acolo, de la barcă. De fapt, este adus congelat de undeva din Norvegia. Bă, da, până la urmă, asta știi cum e? Asta e ca cu căpșunele românești. Mizerie. Bă, dacă îți place, ce contează că e adus din... A, că-ți fac ei circula acolo, e altă discuție. Păi e șmecherie. Dar ai preferat să fie din balta lor și să fie mai prost? Adică atâta timp cât ție îți face mare plăcere să mănânci peștele ăla, norvegian sau de ce proveniență o fie el. Dar îmi plac pisicile care stă în jur și așteaptă să le dai lor. Ce nu mănânci tu? Da. Și ca să închei cu Florența, directorul galeriei Uffizi, care ăsta cred că este, tu vă imaginați cum... Merge, vede un sandwich, face așa de-n cap. Eu te dă în cură, pleacă. Dar tu dai seama cum ar fi la Florența să aibă de-a face cu șaorma cu de toate? Gata, curge, tata, adică... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.